Hey, cu siguranță vă era dor de el. După o perioadă în care a dispărut așa din lumina reflectoarelor, iată-l că a revenit în forță, sau, mai bine spus, în stilul său caracteristic. Așa se face că, zilele trecute, paparații SpyNews.ro l-au surprins pe prințul Cristea în compania unei blonde. Da, știm, probabil sună a clișe, adică v-ați obișnuit cu el, dar ce să faci? Adi este un romantic incurabil. Cei doi s-au bucurat de o zi de vară frumoasă la o terasă de fițe din capitală, unde au stat de vorbă mult și bine. Adi Cristea era probabil atât de fericit că nici nu putea să mascheze acest lucru și din când în când fotbalistul a tras câte un zâmbet larg. Cu ochelari de soare la ochi, doamna ce l-a făcut pe Cristea să se relaxeze i-a răspuns și ea cu râsete și zâmbete. Cine-i domnișoara, oare cine-i domnișoara? Care vara iese când se lasă seara? Locul e înalt, defectul e scontat, toate privirile se întorc automat. Dar cum orice lucru trebuie să se termine, întâlnirea a ajuns și la final. Cristea i-a semnalat ceva undeva în zare, probabil o mașină pe care o comandase pentru plecare, apoi doamna blondă s-a ridicat de la masă și s-a despărțit de prințul, care nu prea s-a obosit să se ridice de pe scaun, cum ar fi fost frumos.